Gabi Luncă va fi înmormântată marți, între timp rezultatul testului PCR de astăzi a ieșit negativ, susțin apropiații. Familia a anunțat că artista va fi îngropată în aplauzele celor care au iubit-o. Colegul meu, Andrei Grigore, vine cu detalii exclusive despre toate condițiile în care va avea loc înmormântarea. Bună seara, Andrei! Bună seara, Berta, bun găsit, domnilor și domnilor. Într-adevăr, înmormântare în aplauzele apropiaților, aplauze de apreciere pe care de altfel Gabi Luncă a fost obișnuită să le primească întreaga sa viață. Înțelegem pe surse faptul că rezultatul de astăzi al testului PCR a fost unul negativ și de asemenea înțelegem de la apropiați că s-au obținut unele aprobări pentru anumite desfășurări din ziua de marți, cu mențiunea clară că toate vor fi în limitele măsurilor sanitare impuse actualmente. Vorbim despre un concert, un spectacol religios, practic un spectacol penticostal, cântece de slavă aduse Domnului, chiar în ziua înmormântării. Totodată vor fi porumbei albi ce vor zbura către cer la momentul în care va fi dusă la cimitir Gabi Luncă. Mai vrem să menționăm și faptul că susțin apropiații ar urma să fie construit un centru de ajutor pentru bătrâni sau un centru de recuperare pentru victimele COVID, încă nu s-au decis clar, însă un centru de ajutor în memoria lui Gabi Luncă, chiar pe un teren lăsat moștenire de aceasta.